Asociația FEIA a rămas nemulțumită de eșecul lui Stanislav Reniță la turneul de K1 World Grand Prix din Japonia. Sportivul moldovean a fost eliminat chiar din primul duel al competiției din Tokyo. Președintele organizației Dorin Damir și antrenorul Octavian Orheianu susțin că Reniță a avut o evoluție sub așteptări. Ultima luptă lui Stanislav Reniță a fost din toate trei lupte pierdute de către el în cariera sa, a fost cea mai urâtă luptă. Deoarece Stanislav a fost pregătit fizic cu mult mai bine, practic din toți cei 8. Dar cred că este o problemă psihologică. Probabil că sunt multe probleme ca la toți sportivii. Când încep să relaxeze, nu se atârnă serios față de turneul sau de campionatul care este pus în fața lui. Atunci, în momentul acela, eu cred că trebuie de lăsat tot într-o parte și de uitat numai în direcția aceasta. Și asta cred că am dat greșeală anume aici. Din cauza luptei dezamăgitoare, Stanislav Reniță riscă să nu mai evolueze la o altă gală din Japonia, care va avea loc în luna septembrie. Vom hotărâ colegial, împreună cu stafful lui Stanislav, cu antrenorii lui, dacă acceptăm sau nu lupta din septembrie în Japonia. Deoarece a doua oară, la o perioadă așa de scurtă, și să nu dea Domnul din nou să pierdem, cred că nu se merită. Anterior, Stanislav Reniță a recunoscut că a avut o evoluție sub așteptări la turneul din Japonia, dar a menționat că a avut un adversar mult mai experimentat.